Viviana Sposub despre prima dată când l-a văzut pe George Burcea. Ce a simțit Vedeta TV? Viviana Sposub și George Burcea sunt mai fericiți ca niciodată, iar cele două vedete se văd inclusiv căsătoriți. Deși deocamdată nu se văd în fața altarului, vedeta de la Bravo, ai stil. Celebritis și faimosul actor au planuri serioase de viitor. Ce a simțit Viviana Sposub atunci când l-a văzut prima dată pe George Burcea? s-au văzut, s-au plăcut și de atunci au rămas împreună. De când s-au cunoscut pe platourile de filmare de la emisiunea Ferma de la Pro TV, Viviana Sposub și fostul soț al Andrei Bălan formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc. Bruneta a mărturisit într-un interviu recent acordat celor de la OK. Magazine ce a simțit atunci când l-a văzut pentru prima dată pe cel care avea să devină iubitul ei. Fosta asistentă de la Vorbește lumea și-a adus aminte de începuturile relației sale cu George Burcea. Având în vedere că mă simt atât de bine în relația asta, mă văd alături de George toată viața. Dar nu cred că este grabă. El mai are niște treburi de rezolvat. Cred că Dumnezeu le rânduiește pe toate fix cum este nevoie. Pot spune doar că relația noastră este o relație normală, sănătoasă, cu multă pasiune. Încercăm să ne bucurăm pe cât posibil de această chimie și să rezolvăm cât mai repede și cât mai frumos orice problemă sau discuție apare vreodată între noi. La 24 de ani, Viviana Sposub are tot ce își poate dori. O carieră în plină ascensiune, milioane de fani în toate colțurile țării și un iubit care îi face toate poftele. Întrebată dacă a fost dragoste la prima vedere atunci când s-au văzut pentru prima dată, Viviana Sposub nu a stat pe gânduri și a mărturisit că a simțit un strop de magie atunci când l-a privit pe George Burcea pentru prima dată. Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă și ne-am împărtășit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit și am făcut cunoștință s-a produs extorsiunea. Nu știu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar știu că ce am simțit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie, a declarat Viviana Sposub.